De o oră stau, da. La ghișeul 4. Nici o zi fără cozi la ghișeele instituțiilor. Zeci de constanțeni au așteptat la rând în fața casei de pensii. Oamenii au stat și câte o oră pentru a intra în instituție. Problemele de sănătate sau vârsta au pălit în fața nevoii de a rezolva anumite probleme. Mă dor genunchii. Pentru unii a devenit deja o normalitate să aștepte la ghișeele statului. În plus, mereu se poate și mai rău, spun unii oameni. Ce să facem? Noi am obișnuit să așteptăm la rând. Oamenilor încolonați în fața instituției li se adaugă și zecile de persoane aflate în interior. Acestea au venit dis de dimineață pentru a rezolva diferite probleme. Cozile se formează și din cauza că nu toți știu să folosească tehnologia și aleg să vină direct la ghișeu pentru a-și rezolva problemele, spun reprezentanții instituției. Orice solicitare adresată instituției noastre poate fi transmisă prin poștă, curier, e-mail sau prin portalul Casei Naționale de Pensii Publice. Mulți beneficiari însă preferă să se prezinte personal la ghișeele noastre. Autoritățile îi roagă în special pe vârstnici să evite aglomerațiile. Dacă totuși nu au de ales și este necesar să stea la coadă, oamenii trebuie să poarte masca de protecție și să respecte distanțarea fizică.